Bun găsit tuturor și multă sănătate! Astăzi l-am adus pe Nils aici să vi-l arăt. Am promis de fapt că fac un clip cu el, am văzut pe rubrica de comentarii că vreți să-l vedeți pe Nils, așa că astăzi e duminică, am zis să facem un filmuleț cu el. Nu știu cum se vede aici pentru că e puțin umbră, dar o să mergem și până în grădină pe acolo la soare să vi-l arăt mai bine. Avem aici și o recompensă pentru Nilsache al nostru. Puțin cam dezordonat, intră până toți boscheții, ia uitați-l ce ciufulit, ce plin de scaieți, asta e. I-am dat și lui drumul, îl ținem, da, drumul. De când l-am pierdut pe Oscar, Nilsache al nostru stă mai tot timpul liber. Și toate grădinile, toți boscheții ai lui, el se bagă pe peste tot, asta e. Nu mai are el blana aia frumoasă cum avea înainte. Cei drept, n-am mai avut timp în ultima perioadă, n-am mai avut timp așa să vi-l prezint. Am avut și multă treabă, prune, căței mici care trebuie să stai toată ziua de ei. Și poate mi-a scăpat un pic Nilsache în filmulețele noastre. Așa că astăzi e duminică și am zis să stăm puțin de vorbă alături de Nilsache al nostru. Da, e veche problema el cu scărpinatul ăsta, nu știu de unde atâta scărpina pe capul lui, dar cred că s-a obișnuit așa, pentru că a fost spălat de parazitat, am pus toate tipurile de picături. Ce mă? Ce? Uite aici. Ce? Gata. Mai depista la buzunar. Hai să ne plimbăm. Hai mă să ne plimbăm. După cum vedeți, nu vrea să plece de aici, de lângă măsuța noastră, ce-i drept și mie mi-era dor de ea. Poate ne mai eliberăm un pic cu activitățile noastre gospodărești și mai stăm și noi aici la un jar, la o poveste, la o bere rece, la o friptură caldă, un cârnăcior fript. N-am avut timp și asta e, îi ducem dorul, dar ușor, ușor o să ne mai eliberăm puțin de activitățile astea. Hai, mai dau un cârnăcior de ăsta și mergem să ne plimbăm. Hai, hai, hai! Ne aflăm în grădină unde am băgat excavatorul, ia priviți ce vegetație a plecat în câteva luni de când am băgat excavatorul aici. A plecat puieții ăștia de salcâm, trebuie rașchetat tot de aici cu motocoasa și curățat locul. Altfel, într-un an de zile nu mai poți să pătrunzi aici, se face junglă. Hai mă, mai dau o recompensă, ia! Sus! Sus! Unde mă bagi, bă? Unde mă bagi? Legat de activitățile noastre gospodărești, așa cum vă spuneam, ia uitați aici prune, mai avem de cules, am cules, ne apropiem acolo de 1,8 tone până în 2 tone și tot mai avem, ia priviți ce aici în spatele meu. Sper că acum se vede Nilsache mai bine, acolo era prea multă umbră. Ce faci mă aici, moscolitule, bă, pe unde bași, bă, capul, ia de aici, Nils.
Nilsache al nostru, cu ciulinii în coadă, care se bagă peste tot. Un curios de câine. De fapt, mioritici ăștia sunt cam curioși. Ei sunt câini de oi, ăștia le place să umble pe dealuri, coclauri, să nu le scape nimic. Nils, băi, Fanny, mă, Fanny, mă, vrea să te vadă Fanny, mă. A cam slăbit, pentru că am avut câteva femele în călduri și așa fac toți câinii, nu mai se apropie de mâncare. Interesul lor e să cucerească mândra și așa se întâmplă. Dar își revine, vine acum frigul și ca orice câine, iarna toți câinii să îngrașe. Nils? Nils? Ați dea tata ceva bun, mă. Ceva bun. Bă, ceva bun. Bun. E un cuminte, un scump. Ce e? El e destul de plimbat. Eu am ieșit așa ca să vi-l prind eu în cadre, că el toată ziua stă pe aici, în grădină. Ia uitați ce ciuline are pe el. L-am mai tuns eu pe acolo, am mai luat așa mare câlția, dar n-ai ce să-i faci, ăsta e mioritic. Dacă n-are el un scaiete, mustață, în coadă, nu e mioritic, nu e autentic. Îmi place bretonul ăsta al lui, are ceva special. E un cuminte. Un câine foarte atent, un câine foarte loial, așa, tot timpul atașat de noi. Nils, ia vorbește, mă, și tu ceva acolo, ia zi ceva. Băi, recompensa, mă. Nils, hai că e ultima, nu mai am, a? Mai am două. Nils, mă, uite aici. Ce frumos o ia. Hai să le arătăm la fan ce mai avem aici de făcut în grădină, hai. Cum vă spuneam, mai avem de scuturat partea asta, aici în dreapta mai avem și acolo un pic de cules. Am venit cu culesul și de aici. Ieri am cules aici în valea asta. Mai avem pe ăsta tot așa mai multe prune decât frunze, ia priviți aici. Aici la fel, foarte multe prune anul ăsta. Avem de coasă un pic pe aici. Aici la fel. Astea sunt un pic mai mărunte, dar merge, le băgăm la țuică. Începusem de aici din spate cu culesul, dar n-au fost prunele destul de coapte, așa că le-am lăsat un pic să mai se coacă. Cred că mâine intrăm tot așa, venim cu terminatul de aici. Bine că e locul curățat. Poate reușim să le culegem. Ne ajută și Nils, bineînțeles, cu prezența lui. Măcar că ne ține de urât pe aici, pe grădină. Hai mă, să mai dau o recompensă. Mai am două. Uite aici. Bune, mă? Bune?
Ieri am avut o zi foarte ocupată, în afară de prunele astea, am făcut un țarc repede la ciobănești aia mici caucazieni, pentru că v-am spus că trebuie să-i înțărcăm. Mama lor nu mai poate să-i ducă, sunt destul de mari, o dărâmă, practic, o dărâmă, o dă jos din picioare și a început să fie și un pic agresivă cu ei, deci nu-i mai primește la sub. Așa că am făcut repede un țarc, am căutat și puțin soare, să aibă și un pic de lumină. Acolo jos unde am avut prima dată nu prea era soare, a avut streașina aia pentru că asta vară era destul de fierbinte acolo. N-aveam un loc unde să-i țin. Așa că acum am căutat un pic de lumină, un pic de soare. Practic de acolo și ia vitamina D3 de la soare, dar totul trebuie să fie echilibrat, să nu fie nici prea expuși, nici prea ținuți la umbră. O să mergem acum jos la cei mici să vă arăt ce am improvizat acolo de moment, pentru că noi vrem să mergem cu linia de padocuri, dar le facem așa în timp, pentru că suntem presați de ce vedeți aici. Nu putem să renunțăm nici la prunele astea, că e păcat de ele. Ia uitați, a picat și pe jos. Ne mai eliberăm. Ne mai eliberăm în timp. Ce faci, mă? Prizi muște? Uite aici. Uite aici, mă! Mirs? Băi! Mirs? Mă! Hai să mergem. Așa cum vă spuneam, i-am băgat pe cei mici aici. Am făcut repede un țarc, urmează să pun și un acoperiș. Avem și un pic de spațiu, soare. Am constatat că acolo nu prea aveam soare. Ori acești căței au nevoie și de lumină. Aici dimineața cel puțin bate soarele pe toată suprafața. Și totodată avem pietriș jos, pământ, acolo betonul ăla e destul de periculos pentru ei. Pe timp de noapte închideam acolo în boxă, dar făceau gălăgie, vreau afară și dormeau pe beton, așa că am ales să-i bag aici. Aici are adăpostul cu paie. Le-am pus măsuța cu castroane. Acum o să vă arătăm și temperamentul lor, să vedeți cum latră.
Shoo, 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 shoo.